În cadrul expoziției, vizitatorii pot vedea și testa produse cosmetice și parfumerie prezentate atât de producători autohtoni cât și de cei străini. De asemenea, toți oaspeții expoziției au posibilitatea de a admira mai multe show-uri de prezentare a coafurii moderne, a machiajului, toate realizate de meșteri cunoscuți din saloanele de frumusețe din capitală, dar și de peste hotarele țării. Expoziția este însoțită de o programă amplă de seminare, masterclass-uri, workshop-uri. Fiecare poate să participe la aceste masterclass-uri la stand, să testeze produsele, să fie în calitate de model. Pe lângă produsele cosmetice, parfumerie și echipamente pentru saloanele de frumusețe, la expoziția Beauty 2014 aveți posibilitatea de a participa la prezentări masterclass, unde, dacă aveți puțin curaj, puteți să vă alegeți cu o schimbare. Mercy. Pretty woman. În cadrul expoziției mai puteți găsi coafori, cosmetologi, specialiști în estetica facială și manicuriști care sunt gata să vă ofere consultări pentru a vă menține frumusețea. Poate să încerce o procedură profesională pentru îngrijirea feței, o pedicură medicală, lumânări terapeutice, hopi pentru curățarea urechilor, un masaj vacuum, un masaj relaxant sau o procedură de mezoterapie facială. Anume, în perioada expoziției, toate aceste proceduri pe standul nostru sunt gratuite. Este un masaj anticeluritic și nu e atât de plăcut, dar e efectiv. Ca să nu avem celulit, să avem fermitate și un corp frumos. Выставка в этом году очень интересная получилась, потому что много чего нового, интересного для себя узнала по моде на весну, лето. В принципе, довольно-таки информативно все тут, ярко и интересно. Precum femeile noastre, desigur că văd de fiecare dată vor să fie frumoase. Sperăm că găsim anul ăsta ceva mai interesant pentru noi femeile și desigur pentru cei apropiați. E bine pentru că sunt importatori oficiali, sunt pentru saloane și reduceri mai fac. Ceea ce nu găsești în magazinele noastre. Expoziția internațională a frumuseții Beauty 2014 se desfășoară la Moldexpo și va dura 4 zile. Ion Ghimpu, Valeriu Damian, Igor Seranov pentru știrile 21.